Da, a mai rămas o repriză din lupta dintre Semi Shield și Kiyotaro. După acest match, Daniel Ghiță intră și el în ring împotriva lui Gokhan Saki. Iată-l pe Kiyotaro, mai curajos pe startul acestei lupte. A încercat să intre spre Semi Shield, dar a reușit acolo un coșet de stânga. Lovitură joasă de picior. Pune mâinile sus Kiyotaro și se aruncă spre adversarul său cu capul înainte. N-are ce să facă, trebuie să dea totul Kiyotaro. Doar un knockdown sau un knockout îl mai pot salva de la o înfrângere în această seară. Iată-l pe Kiyotaro, din nou cu brațele înainte spre figura adversarului. Se anunță o semifinală olandeză pe partea de tablou a lui Semi Shield. Peter Elz s-a calificat cu un knockout împotriva lui Mighty Mo. Semi Shield aproape și el să pășească spre noua fază a piramidei. Greu să te apropii de acest colos, greu pentru Kiyotaro să trimită lovituri clare. Se aruncă din nou acolo cu câteva lovituri de braț, a încasat-o directă de stânga japonezul. E deja o performanță pentru Kiyotaro să ducă în picioare finalul meciului. Să nu uităm, Semi Shield și-a făcut knockout în toți trei adversarii de anul trecut din finala turneului K1. Iată-l pe Kiyotaro din nou cu o serie de brațe. Semi Shield s-a închis foarte bine. Trimite o stângă în garda lui Kiyotaro, acum Semi Shield. Se oprește timpul, o problemă acum. A avertizat acum Kiyotaro pentru clinciuri repetate de arbitrul judecător. Se aruncă Kiyotaro cu un pumn asupra lui Shield, îi dă o dreaptă olandezul doar ca să-l pedepsească pentru îndrăzneală. Face deliciul publicului japonez Kiyotaro cu aceste intrări spre adversarul său. Ultime 20 de secunde, intrăm acum. Kiyotaro pare deja mulțumit că a reușit să ducă toate cele trei reprize în picioare cu campionul. N-a făcut mare lucru, nici nu prea avea atributele să emită pretenții la o victorie împotriva lui Semi. Se încheie lupta. De lăudat faptul că a rămas în picioare cu fața lui Semi Shield Kiyotaro. După cum spuneai, Tudor, anul trecut a reușit să câștige toate meciurile prin knockout Semi Shield când a devenit campion pentru a patra oară și a dat de adversar cu nume mari Jerome Lebaner, Remy Boniaski sau Badr Hari. Iată-l acum pe Kiyotaro, rămâne în picioare în fața lui Semi Shield. A încercat să lovească cu pumnul, cu dosul mănușii, cu orice, numai să ajungă la figura lui Semi Shield în acest meci, Keijiro Maeda. A avut mereu probleme Semi atunci când a fost forțat la pas în spate și a mai îmbunătățit evoluția. Și da, fără dubii, victorie pentru Semi. Câștigă Semi Shield și înaintează în semifinal, acolo unde îl va întâlni pe Erz.